Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Mâine vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi ușor față de ziua precedentă, dar valorile termice se vor menține mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil în estul și în sudul țării, unde numai izolat și trecător vor fi condiții de averse și numai izolat senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în estul și în sud-estul țării, precum și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 18 grade în nord-vest și centru și în depresiuni și 24 de grade în sud-est. Să vedem ce temperaturi ne aduce ziua de mâine. În Maramureș mâine vom avea temperaturi cuprinse între 18 și 19 grade. În această regiune cerul va fi unul înnorat. În Crișan avem temperaturi ridicate, ele fiind cuprinse între 20 și 21 de grade Celsius. În Transilvania, în majoritatea județelor, va ploua, iar temperaturile sunt scăzute, ele fiind cuprinse între 17 și 21 de grade Celsius. În Oltenia avem temperaturi bune, fiind cuprinse între 21 și 22 de grade. În Muntenia, maxima zilei se înregistrează în București, fiind de 23 de grade Celsius. În nord și în sud va ploua, iar în centru regiunii cerul va fi unul înnorat. În Dobrogea va ploua, în Constanța, iar în rest temperaturile sunt cuprinse între 22 și 23 de grade Celsius. În regiunea noastră, în Moldova, temperaturile sunt cuprinse între 19 și 22 de grade, cu 21 de grade în județul nostru, în județul Iași. Va ploua în Bacău și în Botoșani. În rest, cerul este unul înnorat. În orașul nostru, în Pașcani, mâine se mai încălzește, iar termometrul va indica o temperatură de 20 de grade Celsius. Atât despre prognoza meteo. Sunt Ana Maria Ipate și vă aștept mâine pentru mai multe date meteo. Numai bine!